A fost lansată prima aplicație online de testare HIV. Aplicația dezvoltată de către Asociația Obștească Inițiativa Pozitivă permite fiecărui doritor să treacă testul HIV. Poate fi descărcată gratis în telefon și în baza răspunsurilor la întrebările predefinite sunt identificate riscurile de infectare cu HIV și localizate cel mai apropiate puncte de testare. În cadrul campaniei au fost prezentate și rezultatele cercetării Indexul Stigma, realizată de persoanele care trăiesc cu HIV. Potrivit lor, 4 din 10 persoane ce trăiesc cu HIV raportează experiențe de tratament discriminator în ultimele 12 luni, cel mai des acesta având forma unor insulte. În perioada ianuarie-octombrie curent au fost confirmate 752 cazuri noi cu HIV. Majoritatea persoanelor cu infecția HIV sunt tinere, de vârstă reproductivă, sexual active. Predomină calea de transmitere heterosexuală.